De ceva de acolo. Inaugurare a Casei Francofoniei, de fapt a șantierului Casei Francofoniei în campusul Politehnicii, l-ați văzut pe președintele Klaus Iohannis și câțiva oficiali, punând practic temelia acestor lucrări care vor continua în perioada următoare. De adăugat, președintele Klaus Iohannis va pleca astăzi și într-o vizită în Republica Moldova împreună cu premierul Nicolae Ciucă. Va sta de vorbă acolo cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, de asemenea declarații de presă comune, discuțiile în special pe ce ar putea face în plus România în perioada următoare pentru a sprijini Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât Republica Moldova e una dintre țările principale de destinație în ceea ce privește numărul de refugiați care au ajuns din Ucraina în aceste zile după România și Polonia. De altfel, în ultimele săptămâni, în ultimele zile, dinspre Republica Moldova au fost mai multe apeluri de solicitări, de susținere, de ajutor în ceea ce privește gestionarea acestui flux mare de refugiați. Șeful statului în acest moment o fotografie de grup cu alți oficiali în ceea ce au numit inaugurarea Centrului Francofoniei de la Politehnică. Urmărim în continuare aceste imagini. Avem onoarea să îl invităm pe excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, să ne adreseze mesajul excelenței sale. Mulțumesc, domnule rector al Universității Politehnica București, pentru invitația de astăzi. Este un eveniment memorabil și îmi face mare plăcere că am reușit să ajung aici. Domnule ministru al Educației, domnule ministru al Culturii, Excellence, Mesdames et Messieurs, ambasador, onorabili rectori, dragi studenți de la noi și de peste tot, doamnelor și domnilor, stimați invitați, am inaugurat astăzi împreună lucrările la Casa Francofoniei. Este într-un fel spus, fiindcă avem un constructor care lucrează așa de repede că până ne-am organizat deja a ieșit cu construcția din pământ. Dar eu cred că momentul marcării este la fel de important și este un moment important din viața comunității academice a Universității Politehnică, dar și un act cu o încărcătură simbolică deosebită. Clădirea pe care o ridicați în acest loc este o dovadă că valorile francofoniei ne sunt nouă, românilor, nu doar o prețioasă moștenire,
dar și o resursă care stimulează noi și noi energii. Fructificarea potențialului tinerei generații, prețuirea diversității, a libertății și a democrației, toate acestea constituie platforma pe care se sprijină proiectele și angajamentele noastre pentru viitor. În campusul Politehnicii Bucureștene învață peste 4.000 de studenți din țări care fac parte din Organizația Internațională a Francofoniei. Este dovada cea mai bună că francofonia viitorului este direct legată de educația tinerilor, care facilitează întâlnirea unor identități diferite și care generează solidaritatea pentru proiecte comune. De aproape 3 decenii, România și mișcarea francofonă universitară din țara noastră își probează concret angajamentul pentru valorile păcii, ale dialogului pașnic dintre culturi și ale respectului drepturilor fundamentale ale omului. Din păcate, valorile noastre sunt în aceste zile sub asediu. Țara noastră este fundamental, energic și deplin implicată în apărarea lor. Ucraina, stat observator al Organizației Internaționale a Francofoniei, este victima unei agresiuni militare larg condamnate de comunitatea internațională. Alături de partenerii și aliații noștri, ne aflăm în prima linie a solidarității față de poporul ucrainean. Luăm foarte în serios, atât la nivelul autorităților, cât și la nivelul sectorului asociativ și de voluntariat, rolul nostru în a ușura situația celor nedrept loviți de acest război cumplit. Oferim adăpost celor care fug din calea războiului și protecție tuturor celor care o solicită. Am înființat și operaționalizat Centrul de Gestionare și Distribuire a Sprijinului Umanitar Internațional destinat populației ucrainene greu afectate de agresiunea Rusiei. Elevii și studenții ucrainieni care vin la noi au posibilitatea de a se înscrie în sistemul de învățământ din România. Domeniul educației în ansamblul său are o contribuție importantă la efortul național de găzduire a refugiaților, iar mediul academic este pregătit să primească peste 10.000 de studenți din Ucraina. Sunt convins că studenții ucrainieni se vor integra rapid în comunitățile academice din România. Vor avea astfel oportunitatea să-și continue și să-și desăvârșească pregătirea universitară pentru a fi de folos poporului lor. Sunt încredințat că universitățile noastre vor demonstra că nimic nu este mai puternic decât forța solidarității și nimic nu poate să biruie voința popoarelor de a fi libere și prospere. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes tuturor! Președintele Klaus Iohannis, inaugurarea Casei Francofoniei la Universitatea Politehnică, dar și câteva mesaje extrem de importante în ceea ce privește criza ucraineană. Și președintele Klaus Iohannis, vă reamintesc, după această vizită va pleca imediat spre Chișinău, spre Republica Moldova, împreună cu premierul Nicolae Ciucă.